Din comisiile care se vor ocupa de organizarea și monitorizarea alegerilor fac parte și reprezentanții ai Consiliului Județean, Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcția de Statistică, Inspectoratul Școlar, CEZ, STS și de la Evidența Persoanelor. Cel mai târziu, până în data de 25 martie, președintele Tribunalului va anunța data la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din Biroul Electoral Județean și tot până la data de 25 martie, împreună cu Consiliul Județean, instituția prefectului va asigura organizarea sediului și dotarea Biroului Electoral Județean. Până pe 26 martie, cetățenii străini cu domiciliu sau reședința în Argeș trebuie să se înscrie pe listele electorale speciale pentru a putea vota pe 25 mai la alegerile europarlamentare. Pe de altă parte, tot până la aceeași dată, alianțele și partidele politice vor depune și înregistra candidaturile. Campania electorală se va desfășura în perioada 25 aprilie-24 mai. În ziua alegerilor, duminică 25 mai, urnele de vot vor fi deschise între orele 7 și 21. Pentru alegerile europarlamentare din acest an, guvernul a alocat suma de 70 de milioane de lei.